Salut, sunt The Tiger și astăzi o să ne jucăm un joc pe nume LEGO Nexo Knights Merlock 2.0. E prima oară când o joc. Adică am avut acest joc și uitați-vă că mi-a mai rămas. Nu mi-a șters salvarea de atunci. Vă arăt și puterile mele. Deci am toate puterile din acest joc. Astăzi o să vă prezint câteva puteri care o să le și maxăm. Nu o să ne jucăm aici, o să ne jucăm la un match de fără robot. Optă cu un singur max. Nu jucăm asta. Să primim niște cristale din alea cubulețe de Lego. E, m-am mai jucat de mult timp. Da, și... Oamenii au nevoie. E timpul pentru câteva trucuri grozave. E timpul pentru câteva trucuri grozave. Atacul cu ciocanul lui! Deci... Ciocanul lui Merlock! Și ciocanul lui Merlock e bun, dar noi o să luăm... Minotaur de metal! Da, asta o să luăm. Vom lua... Înțepătură toxică! Ciocanul lui Merlock! Puterea dragonului! Vedem? Vreau să zic ce o să fie. Ah, bine. Noi aproape l-avem maxat pe Aaron. Nu am nevoie de alea. Deci eu cred că Aaron și Clay sunt cei mai buni. Adică cred că i-am așa maxați. Am uitat cum e, stați să văd dacă și Macy-ul. Nu, ea nu e, din păcate. Acolo sunt și ăla de la Clay. Oh, stai, trebuie să mă duc după bănuți. Auch. Ăștia mari sunt enervanți. Acum faza e că trebuie să mă încarc. Să mă încarc puterile. Deci e bine. Hai că le cam încep cu puterile. Artă uluitoare! Instant! O să vă las să vă scanați la sfârșitul meciului acesta. Și vedeți și cât ține un meci din ăsta. Puterea dragonului! Asta face puterea dragonului. Începătura toxică! Și vine un monstruleț de lavă. Care îl intoxichează și îi dă damage. Pune și apărare. Cât damage am dat! De ce mai rug așa? Bine, e ciudat. Thank you.
Artă uluitoare! Da. Puterea dragonului. S-a rupt cu bătaia. Să facem 400 de bănuți. Este greu, da. Pentru mine nu este, nimic nu este greu. Punem scor cu asta. Sepătura toxică. Du-te acolo în sepătura toxică. Și rupe. Hai, bănuți, bănuți. Ceva bun? Oh. Deci am făcut 600 de bănuți și este bine. Echipa cavalerilor, nivel 50. Aproape nivel 51. Am îmbunătățit un pic. Hai că aproape îl upgradăm pe Clay, cred că pe Clay l-am, cred că max, aproape max. Să vedem. Să vedem dacă l-am. Valeri Clay. Pregătite pentru dreptatea va triumfa. Nu. Eu aproape pantaloni o să-i fac. Renunță, monstru maletic. Timpul stropirii. Cum o să vă las să vă scanați puterile, că merită. Apăsați pe pauză și vă puteți scana această putere. Cred că v-ați dat pe pauză și v-ați scanat-o. Mergem pe următoare putere. Puterea dragonului a fost înțepătura toxică. Asta. Înțepătura toxică. Vă recomand acest joc, este chiar distractiv. Și lanța uluitoare. Unde este? Bucluc triplu! Nu e asta. Stați că nu știu care era. Dar nu mai o văd. Poate era aici. Dacă ați văzut, să -mi scrieți în comentarii, pentru că eu nu prea cam găsesc și da. Lance de diamant! Strigă de luptă! Atac de centaur! A, uitați-mă! Artă uluitoare! Artă uluitoare!
Poate o să fie de 18 minute acest videoclip, 2 meciuri și o să fie de 6 puteri să vă scanați. Cam așa. Să trecem la următorul meci de la Nexo, care nu o să fie aici, ci o să fie... Cred că am deblocat asta. Nu, nu l-am. Bine, ce avem aici? Bine, asta să facem și ne ducem aici un pic la vehicule. Cam așa facem. Atât au rămas din vehicul. Ce mai avem? Asta. Roțile sunt ce mai ne lipsesc. Asta. Să mergem la următorul meci. Este chiar acesta. Luptă cu Exo și Clay. Ne jucăm cu Clay și cu Excel, Excel și Clay, tot acolo. Asta vă lasă cu niște puteri foarte rare de găsit. Ne jucăm cu Myriapod. Myriapod! Înțepătură toxică! Anihilare teribilă! Și cu... Atacul goblinilor! Nu, stați! Nu știu ce fac aici. Evapora puterea dragonului! Curcan mare! Curcan mare puteți găsi ușor. Apărătoare de plăcintă! Apărătoare de plăcintă o să mai luăm. N-am nevoie de niciuna din astea. Suntem pe tărâmul lui Lance. Și după aia, după acest videoclip, o să continuăm să pușăm până la final. Da, să luăm pe Clay, că nu e bun așa Excel. Clay, ui! Oh, we did. Deci este pe română, să nu ziceți că nu este. Puternici așa. Dar nu așa de puternici. Bine. Așa. Luăm lucrurile, mergem liniștiți. Myriapod o să folosim acum. Să vedeți și voi cum este. Myriapod!
plăcinta. A, deci asta îmi dă viață. Hai că-i bună. Dacă ne dă pantaloni pentru Clay, suntem bine, pentru că o să putem să îl facem de Max, oarecum să zic așa, de Power Max. Evaporare. Evaporare malefică. Asta se vede și pe mine. Nu mă chin. Eu, ce se chinuie puterile alea? Auci. Vește rău, omul. Miriapol. Instant am rupt. Nu mai trebuia nimic. Deci ne-am jucat cu Clay și cu puterile astea frumoase. Și am și terminat lupta repede. Dăm ce ne dă. Level 51. Nivel. Vedem. Deci avem doar un pantalon pentru Clay. Ne-a dat. Ne trebuia două, dar... Acum... Ce avem? Și acum o să vă las să puteți să vă scanați puterile. Miriapod. Miriapod. Așa. Asta a fost Miriapodul. Asta a fost evaporare malefică. Evaporare malefică. Și apoi apărătoarea de plăcinte. Așa, să vedem următoarea putere. Apărătoare de plăcinte. Știam eu că fix de 18 minute o să fie. Apărătoare de plăcinte. Și dacă v-a plăcut videoclipul, să nu uitați să lăsați acel button de like și pe data viitoare. Pa, pa!